Craiova și Unirea Urziceni. Iată golurile acestei partide. Primul venit după o centrare a lui Deac, Dică a reluat cu capul spre poartă și Bud a marcat primul său gol în acest meci din apropiere. Apoi faza golului 2. Centrare Culio și Bud înscrie de această dată cu piciorul stâng. Apoi golul reușit cu puțin noroc de Rade Veliovici. Alcantara nu a reușit să respingă cum trebuie o centrare a lui Ionuț Bălan și Veliovici a marcat din foarfecă. Foarte multă șansă la această fază pentru Unirea Alba Iulia. Piccolo a respins cu capul în Gabi Mureșan, dar Andrea Mandorini l-a ținut pe teren pe Cristi Bud, care a mai punctat odată cu o execuție.